Astăzi o să vorbim foarte pe scurt despre Cartea Vieții Mielului și ce înseamnă să fim scriși în Cartea Vieții Mielului. Găsim expresia asta doar în Cartea Apocalipsa. Așa că o să trecem prin versetele din Cartea Apocalipsa care vorbesc despre asta. Primul verset unde găsim expresia Cartea Vieții și o să vedem după aia că e aceeași cu Cartea Vieții Mielului, o să vedem imediat, e în Apocalipsa 3 cu 5. Unde Domnul Iisus îi spune unei biserici, cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din Cartea Vieții. Și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea Îngerilor Lui. Atenție mare! Domnul Iisus nu spune aici că cineva poate fi șters din Cartea Vieții. Am auzit asta de atâtea ori. Nu asta spune textul. Asta speculăm de obicei noi. Dar nu asta e intenția Domnului Isus. Ce avem aici e o promisiune pentru biruitori, care am zis de atâtea ori, că în cartea Apocalipsa sunt doar cei născuți din nou, ăștia sunt Avem o promisiune la fel ca în Apocalipsa 2 11, unde Domnul Isus îi spune bisericii din Smirna, cel ce va birui, nici de cum, nu va fi vătămat de-a doua moarte. Aici nimeni nu spune că înseamnă că poți fi vătămat de a doua moarte. Nimeni nu spune că e posibil ca biruitorii să fie vătămați de a doua moarte. Deci e o promisiune. E pur și simplu o promisiune pentru biruitori. Nimeni din cei care se vor afla printre biruitori nu vor fi șterși din cartea vieții. E pur și simplu o promisiune. O garanție a vieții veșnice. Pentru că din ciuși Atât. Următorul verset. Apocalipsa 13:8. Aici, în context, era vorba de fiară. Și toți locuitorii pământului, îi se vor închina fiarei, toți aceia, al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii, în Cartea Vieții Mielului, care a fost înjunghiat. Și aici e prima oară unde apare expresia asta. Cartea Vieții Mielului. Știm că în Cartea Apocalipsa există două tipuri de oameni locuitorii cerului, cei mântuiți, și locuitorii pământului, cei nemântuiți. Locuitorii cerului, cei mântuiți, sunt cei scriși în Cartea Vieții Mielului. Locuitorii pământului, care toți se vor închina fiarei, atenție mare, nu doar răia de la finalul vremurilor, toți locuitorii pământului se închină fiarei, sunt cei nemântuiți, care nu vor fi niciodată mântuiți. Următorul verset. Apocalipsa 17 cu 8 și locuitorii Pământului, din nou îi vedem pe locuitorii Pământului, ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieții, observați că nu spune Cartea Vieții Mielului, dar e același lucru, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este și va veni. Deci doar locuitorii Pământului se vor mira. Cei ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieții. Și e destul de clar Că e vorba de aceeași locuitorii pământului din Apocalipsa 13 cu 8. Și e vorba de aceeași cartea vieții. Doar că în Apocalipsa 13 e numită cartea vieții Mierului, aici e numită pur și simplu cartea vieții. E același lucru. Și apoi mai avem în Apocalipsa 21 cu 27, în convențiunea cărții vieții mierului. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții Mielului. Și aici era vorba de Noul Ierusalim, de cetatea spirituală a tuturor celor mântuiți de pe pământ. Doar cei scriși în Cartea Vieții Mielului intră în cetatea asta. Adică doar ei vor fi mântuiți. Asta e ideea. Și acum vreau să mergem la Apocalipsa 20. Apocalipsa 20 de la versetul 11. Și aici o să vedem foarte clar ce înseamnă să fi scris în Cartea Vieții Mielului. Apocalipsa 20 de la versetul 11. Asta se întâmplă după ce diavolul i-a aruncat în iazul de foc. Versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce și-a pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru el. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acele. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și e evident că limbajul aici e unul simbolic, la fel ca în toată cartea Apocalipsa. Și e o imagine a unei invieri generale. A tuturor oamenilor, mari și mici. Marea dă înapoi pe morții care se ea, moartea și locuința morților dă înapoi pe morții care erau în el. Toți morții, mari și mici. E o imagine a unui invier generale. După cum scrie și în Daniel 12 cu 2. Mulți din cei ce dorm în țărna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică, iar alții pentru o cară și rușine veșnică. Aceeași idee e și aici. Asta e a doua înviere. Asta e învierea fizică a tuturor oamenilor. E un motiv pentru care ni se spune mai devreme în Apocalipsa 20 că cei mântuiți, cei care domnesc împreună cu Hristos, au parte de întâia înviere. Dacă e întâia, înseamnă că e și a doua. Altfel nu are rost să mai spună întâia înviere. Iar prima înviere e cea spirituală, de care au parte doar cei mântuiți. Adică doar cei scriși în cartea vieții. Cărora li se promite că a doua moarte nu mai are nicio putere asupra lor. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte nu mai are nicio putere. Și exact asta citim mai jos. Apocalipsa 20 cu 14. Și moartea și locuința morților, personificată aici, e vorba de ceva simbolic, da? au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Deci cei ce au parte de întâia înviere au scăpat de moartea asta a doua, de iazul de foc. Versetul 15, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Deci singurul mod prin care poți scăpa de iazul de foc este să fii găsit scris în cartea vieții. Și dacă mergem mai în spate, e să fie avut parte de întâia înviere. De învierea spirituală, să fie născut din nou. Și am zis deja că cartea vieții e aceeași cu cartea vieții mielului. Cum am văzut și în capitole 13 și 17. Și chiar și aici, în capitolul următor, vedem că pe Pământul cel Nou, în nou Ierusalim, intră doar cei scriși în cartea vieții mielului. Cum am citat deja, Apocalipsa 21 cu 27. Nimic în nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Ăștia sunt cei care au scăpat de-a doua moarte. Și au scăpat de judecată, de judecata asta finală. De ce? Pentru că sunt scriși în cartea vieții. Deci, ce înseamnă, în mod concret, să fii scris în cartea vieții mielului? Ca să înțelegem asta, în primul rând trebuie să înțelegem ce simbolizează aceste cărți din Apocalipsa 20. Și ni se explică clar. Morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Deci în cărțile alea, limba simbolii, bineînțeles, sunt scrise faptele oamenilor. E ca și cum Dumnezeu ar avea câte o carte pentru fiecare om, în care scrie faptele fiecăruia. De exemplu, în cartea lui George scrie toate faptele pe care le-a făcut George în viața asta de pe pământ. Asta înseamnă, fiecare om are câte o carte. Repet, e un limbaj simbolic. Ca și cum Dumnezeu înregistrează într-o carte faptele fiecărui om. Dar observați un lucru. Cei scriși în cartea vieții nu sunt judecați așa. Nu sunt judecați după cărțile lor. Și de fapt nu sunt judecați deloc. Pentru un singur motiv. Pentru că numele lor sunt scrise în cartea vieții. Atât. Și nu asta găsim și în Evanghelie. Ioan 3 cu 18. Oricine crede în Isus, nu este judecat. La judecat asta se referă, judecata asta finală. Ioan 5 cu 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele, spunea Domnul Isus, și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată. Și a trecut din moarte la viață. Deci cum poate scăpa cineva de judecată? Crezând în Hristos. Oricine crede în Hristos a scăpat de judecată asta finală. Iar toți cei care cred în El, cred în El pentru că au fost scriși în Cartea Vieții Mielului. De la întemeirea lumii. Nu vor mai fi judecați după cărțile faptelor lor. Alea pur și simplu nu mai există. Ei sunt scriși în cartea vieții mielului. Ce înseamnă asta? Tot ce a trăit Isus, e ca și cum au trăit ei. Viața lui Hristos le este imputată lor. Cartea vieții mielului e cartea după care ei vor fi judecați. Și cartea aia e fără pată. E o viață perfectă toți cei scriși acolo vor fi fără pată înaintea lui Dumnezeu. Tot ce a făcut Hristos e ca și cum au făcut ei. Le este imputa lor. Asta înseamnă să fi scris în cartea vieții mielului. La fel cum în Roman 5 scrie că în Adam toți am păcătuit, tot așa în Hristos, al doilea Adam, toți suntem neprihăniți, fără vină înaintea lui Dumnezeu perfect drepți. Și de multe ori se predică de neprihănirea care ne este imputată prin credință. Și foarte bine. Slavă Domnului pentru cei care încă mai predică asta. Sunt pe cale de dispariție. Dar nu e doar atât. Chiar și viața lui Hristos, tot ce a trăit El, e ca și cum am trăit noi. Noi eram în El, în coasta Lui. La fel cum eram și în coasta lui Adam când a păcătuit. Și ni s-a imputat și nouă păcatul lui. La fel ni se imput acum și viața lui Hristos, faptele lui. Lucrurile care sunt scrise în cartea vieții lui, a mielului. Dumnezeu nu mai vede nimic de condamnat în noi, la judecat. Și asta doar pentru că El a ales înainte de întemeirea lumii să ne ofere acest har. În Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii ca să fim sfinți, și fără prihană înaintea lui. Adică ne-a scris în cartea vieții mielului. Înainte de întemeierea lumii. Nu ne-am scris noi numele când am crezut. Nu există așa ceva în Biblie. Că atunci când crezi, scrie Dumnezeu numele. Și dacă te lepezi de Hristos, se șterge. Nu există așa ceva. E total opusul a ce spune Scriptura. Din potrivă, noi am crezut pentru că numele noastre au fost scrise în Cartea Vieții Mierului înainte de întemierea lumii. Sau de la întemierea lumii, în sinceră Apocalipsa 13-17. Pentru asta a venit Hristos pe pământ. Să trăiască o viață perfectă în locul nostru. Și să fie pedepsit în locul nostru. Ca Dumnezeu să nu mai vadă nimic de condamnat în noi. Să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. În Hristos și prin Hristos. El e viața noastră. De-aia nu mai avem la judecată cărți după care vom fi judecați. Faptele noastre au fost șterse. Nu mai există. Nu mai există. Noi am murit. Vechiul George a murit. Nu mai există în ochii lui Dumnezeu. Nu mai are nicio carte a faptelor lui cu el. Nimic la judecată nu mai există nicio carte cu faptele lui George. De ce? Pentru că Hristos e viața lui. Hristos e viața noastră. A tuturor celor care suntem scriși în cartea vieții mielului. Colosem 3, de la versetul 3. Căci voi ați murit, spune Pavel, și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Asta înseamnă să fi scris în Cartea Vieții Mierului. Hristos e viața noastră. Nu există nimic mai glorios pe pământul ăsta. Vă aduceți aminte ce le spunea Domnul Isus ucenicilor. Nu vă bucurați că Duhurile vă sunt supuse. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Numele noastre sunt scrise în cartea vieții mele.